Vă propun să vorbim despre Hedus, una dintre stelele care aparțin constelației Auriga, conducătorul de car. Constelația în sine este una norocoasă și promițătoare de onoruri, fericire, situații favorabile, dar și de destule încercări care pot să dea o precipitare dramatică a evenimentelor și o răsturnare de situații, astfel că de la avere, fericire, faimă și bogăție se poate ajunge în ipostaze penibile. Astrologia antici îi acordau mai puțină notorietate și mai puțină încredere. Vorbeau despre Hedus ca despre o stea cu un potențial astral special care poate să influențeze negativ viața cuiva. Să dea onor, dar înclinație către vin, să dea faimă, dar și slăbiciune sau vanitate omenească, sau să-l facă vulnerabil pe nativ în timpul vieții în fața unor ipostaze ale naturii, care nu puteau să fie nici prevăzute, nici controlate, cum erau inundațiile sau cutremurele. Tot în antichitate s-a născut un curent de opinie contrar, care privea constelația în sine și steaua Hedus cu un potențial bun. Se înțelege că aici contribuția importantă pentru această deturnare de sens și de tălmăcire a avut-o Ptolemeu, care o consideră una dintre stelele strălucite, nu strălucitoare, strălucite prin potențial, de natură Marte-Mercur, care dă unui nativ încredere în sine, interes pentru problemele sociale, cu mari disponibilități pentru educație, chiar până la rafinament. Ptolemeu vede în steaua fixă Hedus un mesaj astral care indică afirmare de la o vârstă foarte tânără. Din punctul de vedere al cabaliștilor, Auriga este asociată cu litera ebraică Sameh și cu a 15-a carte de tarot, nici mai mult, nici mai puțin decât diavolul. De-a lungul timpului au intervenit niște nuanțe, niște interpretări, niște puneri la punct, niște finisări, până când s-a ajuns la un soi de sinteză a acestui potențial astral. Este într-adevăr considerată acum în unanimitate ca fiind o constelație norocoasă, care își păstrează totuși o caracteristică demnă de temut, și anume riscul în fața cutremurelor, mai ales dacă la gradul la care se prezintă în acel moment stea fixă Hedus se produce o eclipsă de soare. Într-o poziție culminantă într-un horoscop, ea aduce onor, eforturi militare și politice încoronate de succes. De asemenea, într-o interpretare modernă, aceea stea este văzută ca aducătoare de succese remarcabile atunci când este vorba de sportivi și întreceri.